de campion, știu aproape toți. Ai stat în anonimat, iar nu-n valoarea-n top. De-aia vremea e a ta, ce să ne arăți că poți. Ani de zile n-ai clacat, ce e la primul loc. Jur că pașii sus pe trepte, n-am fost răsfățat de nici coliță aștepte. N-am stat prin colț sau prin documente, Soloman acolo fiind povestea e. Adversarul său în colțul roșu, Ionel Bolan. Așadar, în colțul albastru avem un practicant de kickboxing din București, în vârstă de 18 ani, 65 de kilograme, 1,75 m înălțime, un total de 17 meciuri susținute cu 16 victorii, dintre care 15 prin knockout, o singură înfrângere. Reprezintă Prince Jim și este antrenat de Claudiu Bădoi. El e Edmond Mustafa! Adversarul său în colțul roșu, în vârstă de 30 de ani, din București, o greutate de 65 de kilograme, 1,70 m înălțime, un total de 18 meciuri susținute cu 14 victorii, 4 prin knockout, un egal și 3 înfrângeri. Reprezintă Super Combat Academy, antrenat de Cezar Gheorghe și Marian Cebuc. El este Ionel Bolan! Antrenor în ring, arbitru în ring, Yamato Zaharia. Maestre, succes, bateza cu chine. La mijloc. Bravo. Aici, la sala polivalentă din București, se năștea în urmă cu 5 ani de zile circuitul Dynamite Fighting Show. Avem o ediție aniversară. Gala Dynamite cu numărul 20. Începe cu această luptă de pe undercard. Îl vedem pe Yamato Zaharia, arbitru de ring între Edmond Mustafa și luptă. Ionel Bolan. Tinereța este de partea lui Mustafa, jucătorul în short alb cu dungi verzi, care trimite acum un croșeu de dreapta puternic adversarul său cu 12 ani mai în vârstă, Ionel Bolan. Edmond Mustafa vine de la Prince Gym, unde este antrenat de Claudiu Bădoi. Tocmai de aceea, probabil, și acel croșeu de dreapta pe care l-am văzut în start și croșeul de stânga sunt armele cu care și Prințul Bădoi activează foarte mult în meciurile sale. Le folosește foarte mult. Da, din nou, croșeu de stânga trimis de Mustafa. Lăvitura sa preferată, spunea. Lăvește foarte puternic cu low kick-urile adversarul său, Bolan. Foarte bun croșeul de stânga, din nou bine croșeul de dreapta. High kick-ul expediat cu piciorul stâng. Încă două croșee foarte bune pentru Edmond Mustafa. O lovitură de genunchi acolo, trimisă de Mustafa, foarte puternic. Lovește cu acele low kick-uri Ionel. Da, Ionel Bolan ar putea să-l țină la distanță pe adversarul său cu acele low kick-uri. Și l-am văzut, s-a tăiat un pic Mustafa după ce a încasat câteva lovituri. Acum uppercut de dreapta, foarte bun pentru el. Arată acea lovitură mai de picior, iată, trebuie cu un croșeu și Bolan. Încearcă o nouă lovitură de genunchi din seghitură. Acum Mustafa intră în jocul lui Bolan, lovește cel cu low kick-ul. Oh, cum a încasat acel low kick-ul Mustafa. A trimis un croșeu de dreapta la corp.
Lovește și pleacă, îi se cere lui Mustafa. Da, Mustafa a început foarte puternic acest meci, a început în forță, dar ușor, ușor s-a tăiat. Ionel Balan, un sportiv mai experimentat, mai în vârstă față de adversarul său. Mai multe meciuri la profesioniști pentru el. Serii puternice, revine acum și Mustafa. Bun răspunsul, da. Ușor de stângă, direct de dreapta, acuză o lovitură sub centură, acum Balan. Lovește mai sus. Lovește mai sus. Antrenorul lui Mustafa, Claudiu Bădoi, a luptat și el aici în prima ediție Dynamite Fighting Show. Vom vedea și în această seară și pe el, și pe Cosmâncă, și pe Năstase, și pe Ristea. Cătălin Moroșanu, eroul acelei serii, victoria mare cu Chemaio, este promotorul galei. Foarte tare această primă luptă, ratează acel uppercut Mustafa. Da. La corp, serie bună a lui Ionel. O primă repriză spectaculoasă între cei doi. Dreapta bună, croșet de stânga, serie de brațe acum pentru Balan, care l-a pus pe curs pe adversarul său. Rezistă Mustafa. Încearcă să concentreze Mustafa în aceste momente. A trimis acel croșet de stânga. Aruncă acel uppercut cu brațul drept. Lovește la corp, însă s-a închis bine Mustafa acolo. Stop. S-a încheiat această primă repriză. Mulțumit și Claudiu Bădoi de ce a realizat Edmond Mustafa, elevul său, dar și Marian Cepuc de partea cealaltă, în colțul lui Ionel Balan de la Super Combat Academy. Explozivă, da, explozivă această primă rundă. Ce frumos a lovit acolo în retragere Mustafa. Uppercutul de dreapta prin garda adversarului, acest genunchi prins cu piciorul drept și seria adversarului său, Ionel Balan, lovit pe contra aici, foarte frumos cu brațul stâng. Da, sunt foarte convins că cei doi vor să demonstreze că au loc în programul principal al galei. În partea principală a galei suntem într-un undercard acum cu două meciuri interesante în această seară. În afara acestui meci o să vedem și o luptă între două fete. Andreea Cebuc de aici din București împotriva unei fete de la Iași, de la Scorpions, pe numele ei Vulpe. Croșeul trimis acolo de Mustafa. Încercat să rădească și cu high kick-ul din întoarcere Mustafa, o altă lovitură din arsenalul său. Da, nebunie, nebunie în aceste momente cu Edmond Mustafa, care s-a dus peste adversarul său. Cred că s-au dat și cap în cap cei doi, pică o proteză. Da, a lovit după intervenția lovitului acolo. Balan. Da, e puțin supărat Mustafa după acest moment în care arbitrul a intervenit și adversarul său a lovit după stop. Fiți atenți unde loviți. A tras sufletul Mustafa, a venit în mijlocul ringului pentru a continua această luptă. Adversarul său cu 12 ani mai în vârstă, mai experimentat. O singură înfrângere are Mustafa până acum în cele 17 lupte, 16 câștigate, 15 knockout-uri. High kick foarte bun pentru Mustafa, directă de stânga pentru Balan. Mustafa ratează oferă pentru cu brațul drept. Foarte bine s-a retras acolo Balan. Din nou fuge Balan din calea adversarului său. Și acum le-a la o serie de brațe, însă la fel de bine se închide și Mustafa. Încă o dată high kick-ul lui Mustafa și seria lui Balan. Low kick foarte bun pe interior trimis de Ionel Balan. Se mișcă foarte mult Balan. Nu stă țintă fixă în fața lui Mustafa. Am văzut cât de frumos vorbește cu croșetele Mustafa, acum întors cu spatele adversar. Luptă. Da,
foarte bună seria, da. Acum midkick-ul trimis de Edmond Mustafa și încă o lovitură cu brațul drept la corpul adversarului, caută coastele lui Ionel Bălan Mustafa. Ratează high kick-ul. Continuă cu această serie, termină seria cu lovitură de picior foarte bună Ionel Bălan. Ratează adversarul său, s-a întors cu spatele aici. E o problemă la Edmond Mustafa, că cred că e a doua sau a treia oară în această repriză. Apropiem de finalul rundei. Încurajat Mustafa. Lovitură logică trimis de Bălan, a răspuns pe același procedou, direct în dreapta, și direct în dreapta, a trimit acum și Mustafa. Da, stop. Și a încercat și acea lovitură de picior, a alunecat un pic Mustafa. Mic și rău, inimios, bătăios Mustafa, precum antrenorul său, prințul Claudiu Bădoi. Vedem aici un Mustafa dezlănțuit, însă cu niște lovituri ce nu și-au atins sinta și în cele din urmă am văzut cum s-a întors cu spatele la adversar. Acela a fost primul moment în care s-a întors, seria bună a lui Bălan. Aici îl provoacă efectiv Mustafa pe Bălan, directă bună trimisă de el. Și aici, iată, se face carapace și încasează aceste lovituri de la adversarul său, Mustafa. Timpul? Au mai rămas 3 minute din această luptă. O luptă foarte spectaculoasă în primele două reprize între cei doi. Da, încântătoare luptă până acum, cu ritm, din nou folosește croșeul Mustafa. Percut de dreapta de Mustafa și încasează lovitura din plin. Iese din acel schimb cu croșeul de stânga. Arată lucrurile la corp a lui Bălan, riposta lui Mustafa, nu se lasă așteptată. Pune toată forța pe acel overhand de dreapta, lovește și un uppercut de dreapta Mustafa în aceste momente. Ia, cel bun uppercut, G-Coșe pentru Mustafa, mai aruncă un uppercut de dreapta, un medium kick. Trage din calea sa Bălan, cele mai bune momente în acest clip pentru Mustafa. Da, s-a tot aruncat Mustafa peste adversarul său, de obicei în startul fiecare reprize. Acum, un pic mai târziu, s-a prins în această rundă Edmond Mustafa. S-au lovit reciproc cei doi sub centură. Au cam lovit în același timp. Albastru. Colțul alb. Calpă. Ceva mai tare se simte Bălan. Ești ok? Edmond Mustafa are și o galerie puternică. Uite-te unde lovești. Timpul. Luptă. Low kick. S-a retras un pic Ionel Bălan după acea lovitură. Acum încă o dată încearcă cu piciorul să-l vească în doi. Foarte bună directă de stânga pentru Ionel Bălan. Lovește mai mult și mai clar acum Ionel Bălan, dar fuge după fiecare lovitură. Vrea să punteze adversarul său, a fost mai hotărât să termine meciul înainte de limită. Croșet de stânga, dreapta și lovitură mediană de picior, genunchi bun pentru Mustafa. Se retrage, Bălan acuză lovitură la ceafă. Le face semn Yamato Zaharia să continue lupta, medium kick blocat acolo, trimis de Mustafa. Stop. Din nou pună forță pe croșeul de dreapta Mustafa.
foarte bine peste adversarul său, elevului Bădoi. Da, sunt 30 de secunde rămase în această repriză. Fragmentată lupta un pic. Mic și rău, Mustafa, iată momentul în care a lovit sub centură. Încearcă să-și revină Edmond Mustafa. Tare. Timpul, luptă. Să rea meciul. Se vede puternic cu directa de dreapta Bolan. Oh! S-a dezechilibrat, da. Da, da, s-a aruncat acolo cu toată puterea asupra adversarului. Stop! Pune din nou forță pe coșeul de dreapta. Final de luptă, final în care ambii luptătorii ridică brațele. Triumfători au oferit un spectacol pe cinste aici la Polivalentă. A profitat de această șansă ce li s-a oferit să lupte în Dynamite Fighting Show. Și cine știe, poate pe viitor îi vom vedea și pe cardul principal. Da, un meci foarte spectaculos făcut de cei doi luptători. Foarte, foarte tare au început lupta. Și am văzut acțiune. Exact, acțiune tot timpul și un meci senzațional pentru cei doi sportivi în această seară. E vorba aia, au rupt gura târgului încă din start, așa, cei doi. La mijloc. Suspans. Așteptăm decizia. A fost primul meci din undercard, arbitrii au decis. Este o decizie unanimă în favoarea câștigătorului din colțul roșu, Ionel Bălan! Da, câștigă Ionel Bălan acest meci. Sorin, dacă stăm puțin să analizăm lupta per total, poate că a apărut un pic mai agresiv adversarul său, dar poate Ionel Bălan mai sigur în lovituri, lovituri mai clare și mai multe pentru el, și mai ales cele de lovituri au intrat foarte, foarte bine lui Ionel Bălan. Iată, decizie pentru el și victorie pentru teamul Super Combat Academy în această seară. Da, un match frumos oferit de cei doi, Mustafa și iatrenul său Bădoi, își recunosc înfrângerea în fața lui Bălan. O invit în ring pe Iona Cosma, colega mea va avea pe cineva alături. Despre cine e vorba, vă spune chiar ea mai multe detalii. Bună seara, București! Ne bucurăm tare mult că suntem la sala Polivalentă în această seară și aș vrea să începem cu un rând de aplauze pentru cei doi luptători de mai devreme. Și încă un mare rând de aplauze pentru Cătălin Moroșanu. Omul fără de care această promoție n-ar fi existat. Bună seara, Cătălin! Cine ar fi crezut că ajungi la gala cu numărul 20? Cine a crezut în tine și în proiectul tău chiar la început? Eu cred că oamenii care sunt în momentul de față